rog să deschideți împreună cu mine la 1 Corinteni 11. Vom medita un pic asupra acestui text în această seară, înainte ca să ne apropiem de masa Domnului. Este un pasaj extrem de bine cunoscut, este un pasaj care este citit sau cel puțin fragmente din el de fiecare dată când stăm la cina Domnului împreună și în această dupămasă, în pregătire pentru cina Domnului, citind peste acest pasaj, am hotărât că ar fi bine ca să medităm mai profund asupra lui și am ales ca să pun deoparte mesajul din Ioan 14 și să avem un timp special de cercetare, de meditare pe acest subiect, pe această practică a cinei Domnului și în viața bisericii. Acest pasaj reprezintă pentru biserica din Corint, din partea apostolului Pavel, o lecție deosebită care le-o dă despre cina Domnului. Vizează această practică, această doctrină în mod clar și el atacă sau prezintă două elemente majore, precum de fapt prezintă aceste elemente în această structură peste tot în epistolele sale. Se ocupă de ortodoxia unei doctrine, adică despre dreapta credință unei doctrine. Și Apostolul Pavel vrea ca să fie sigur că cei de la Corint își amintesc care este dreapta învățătură despre cina Domnului și vedem că în versetul 23 și până la 29 detaliază într-un argument foarte puternic care este dreapta doctrină despre cina Domnului. Și ca și în toate epistolele lui și deseori în argumentele lui, se ocupă de ortopraxia unei doctrine și anume practica dreaptă a credinței drepte. Sau, în cazul celor de la Corinteni, lipsa de o practică dreaptă. Și vedem în versetele 17 la 22 și versetul 30 la 34 că vizează această lipsă de practică corectă. Asta este preocuparea Apostolului Pavel. El vrea ca să fie sigur că această biserică din Corint, care este o biserică relativ tânără, este amintită despre doctrina corectă, despre cina Domnului și că practică această doctrină în mod corect. Epistola către Corinteni este scrisă doar la câțiva ani după plecarea lui Pavel de la Corint. Istoricii zic undeva probabil la 5 ani de zile, deci este o biserică relativ nouă. 5 ani de zile este un timp foarte scurt în viața unei biserici. Vă pot spune asta din experiența noastră, după aproximativ 2 ani de zile, îți dai seama că un an de zile în viața unei biserici este un timp foarte scurt. Cred că Apostolul Pavel știe asta mai bine decât oricine. Când plantezi o biserică, ai aspirații și dorințe duhovnicești mari și crezi că într-un an de zile vei face revoluție spirituală. Și treci un an, și trec doi, și în cazul ăsta trec 5. Și lucrurile nu sunt chiar așa cum ai anticipat. Pentru că creșterea spirituală este dificilă. Lupta împotriva păcatului este dificilă. Este o luptă până la sânge. Este o luptă care necesită o zbatere duhovnicească împuternicită de Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel scrie către această tânără biserică, o biserică cu probleme, o biserică problematică, poate cea mai problematică dintre bisericile pentru care el este responsabil, cu o diversitate teologică foarte mare, erau oameni de diverse convingeri teologice, cu o tentă foarte lumească, era o biserică modernă, o biserică care a abandonat cumva principiul regulativ și zicea, hai să mai împrumutăm de la închinarea păgână, dacă le place la oameni la templu să facă anumite lucruri, hai să le facem și noi la biserică. Avea o tentă lumească, împrumutat din lume și lucrul acesta se vedea în închinarea lor, se vedea în viața lor. O biserică în multe feluri lipsită de dragoste și de unitate. Nu totul era rău la această biserică. Într-adevăr, era o biserică cu probleme, dar
avea și aspecte bune. Apostolul Pavel, în versetul 1 din capitolul 11, chiar îi laudă. Deși Apostolul Pavel are tendința asta să laude și să critique în aceeași propoziție. Este un tip foarte, foarte dur. El spune felul următor: călcat pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Este interesant să vedem atitudinea lui Pavel față de biserica aceasta care, dacă citim epistola către Corinteni, cea de întâi epistolă, dar de fapt și cea de a doua, ne dăm seama foarte repede că este o biserică problematică. Și e interesant să vedem atitudinea lui. Pe de o parte, Pavel este extrem de dezamăgit de această biserică. Extrem de apăsat de starea acestei biserici, de problemele care sunt prezente în ea. Și este extrem chiar de violent, am putea spune, în felul în care tratează aceste probleme. Apostolul Pavel nu ar fi un predicator pe placul publicului de astăzi. La fel cum Domnul Iisus Hristos nu a fost un predicator pe placul publicului de atunci. Probabil astăzi Apostolul Pavel ar fi dat afară din bisericile noastre după, nu după trei predici, cum a fost unii, după două, după una. La începutul unei predici. El este foarte dezamăgit de starea bisericii din Corint. A petrecut mult timp cu ei, a investit mult timp în ei. Dar pe de altă parte, vedem că Apostolul Pavel trage nădejde și chiar îi laudă pe oamenii aceștia. Și ceea ce îl face să tragă nădejde este faptul că învățăturile acestea despre care vorbește el sunt ținute în tocmai în această biserică. Deși există divergențe, deși există oameni care poate chiar strecurau sau încercau să strecoare erezii, deși există dezbinări, el consideră că în această biserică este prezentă și propovăduită Evanghelia. Și pentru Apostolul Pavel, asta este o încurajare, pentru că el știe că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a mântui. Este puterea lui Dumnezeu de a schimba, de a transforma. Și chiar dacă această biserică se află în aceste probleme și chiar dacă sunt abateri chiar foarte majore în această biserică, cât timp învățăturile care le-a dat acestei biserici sunt prezente? Există speranță. Există speranță. Acum, în acest fragment la care privim, în această porțiune, Pavel caută să corecteze, de fapt cum caută peste tot în epistola lui, dar vedem că în acest fragment gravitatea problemei este foarte mare, deosebit de mare. Vedeți contrastul între versetul 1 din capitol și versetul 17, da? Vă dau aceste învățături, spune în versetul 17. În versetul 1 spune: le țineți în tocmai. În versetul 17 vine și spune că este nevoit să le dea din nou. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. În primul verset spune: le țineți în tocmai, ca atare vă laud. Evanghelia este prezentă între voi și vă laud pentru aceasta. Și în versetul 17, când ajunge la problema cinei Domnului, spune: trebuie să vă dau din nou aceste învățături și nu vă pot lăuda. Pentru că nu este nimic lăudabil când vine vorba de cina Domnului în această biserică. Cum adică le dă aceste învățături, dar nu îi laudă? Exact cum spuneam, Pavel practic spune că le dă din nou aceste învățături. Pentru că ei deja știau aceste lucruri, deja erau predicate între ei. Pavel le-a învățat aceste învățături, doar că nu erau practicate în mod corect. Gravitatea subiectului care îl abordează Pavel și care este prezent în biserica din Corint este evident. Miza este cina Domnului. Și ca să înțelegem ce înseamnă aceasta, trebuie să înțelegem că în mintea Apostolului Pavel, la fel cum a fost în mintea tuturor generațiilor după Apostolul Pavel, cina Domnului împreună cu botezul formează unul din trei piloni care susțin biserica adevărată. Pentru o biserică, ca să fie considerată biserica lui Hristos, trebuie să fie prezentă Evanghelia predicată, trebuie să fie prezente sacramentele ținute în mod curat și trebuie să fie prezentă disciplina bisericească.
Și la Corint, acești trei piloni sunt atacați. Țineți minte că cei de la Corinteni aveau o problemă cu disciplina bisericească. Între ei erau oameni cu păcate mai grave decât ceea ce se pomenea în lume. Și ei nu luau atitudine. Și Apostolul Pavel vine și în mod drastic atacă acel subiect. Și acum Apostolul Pavel vizează un alt pilon, și anume cina Domnului. Nu este un simplu ritual, nu este un simplu obicei, nu este un simplu act care biserica îl repetă. Este unul dintre piloanele majore care Hristos le-a lăsat, pe care este zidită biserica. Și când acest pilon este atacat, în scurt timp, biserica se prăbușește. Miza pentru Apostolul Pavel este cina Domnului. Miza pentru Pavel nu este doar să facă teologie. Nu este ca să corecteze o problemă secundară. Nu este doar ca să reglementeze o practică rutină a bisericii. Miza pentru Apostolul Pavel este esențială. Cina este ceva deosebit de important pentru Pavel, deosebit de important pentru biserică și deosebit de important pentru Dumnezeu. Și versetul 30 ne arată că problema aceasta, că cina Domnului, este o problemă serioasă care este vizată în mod special de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, din pricina aceasta, din pricina că în mijlocul vostru există o practică a cinei Domnului care este fără respect, care este fără dragoste, care este aproape sau este de fapt o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dor. Traducere pe limbajul nostru. Dumnezeu a privit la biserica din Corint și a văzut că acest pilon esențial care l-a lăsat pentru biserică se cutremură. Că ei nu iau în serios învățătura și practica cinei Domnului și a început să dea boli peste ei. A început să se îmbolnăvească frații din biserică. A început să-i trăznească și să moară. Dumnezeu nu se joacă cu cina Domnului. Dumnezeu nu se joacă cu acest element important din biserica sa. Și Apostolul Pavel ia atitudine extrem de vehementă și de serioasă împotriva acestor probleme, pentru că pentru Dumnezeu sunt deosebit de importante. Dumnezeu este extrem de preocupat de această problemă, de această învățătură, de această practică, încât vedem că este dispus să apeleze la boală și chiar la moarte pentru a trage semnale de alarmă și de a rectifica această problemă. Nu știu câți oameni, auzind această proclamare a lui Pavel, nu știu câți oameni, auzând această enunțare, acestui adevăr, ar fi dispuși ca să spună Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Credeți că Dumnezeu este același? Credeți că dacă Dumnezeu a lucrat cu ei așa, este dispus să lucreze și cu noi așa? Credeți că dacă noi îl dezonorăm pe Dumnezeu prin faptul că nu luăm în serios cina Domnului, dacă suntem într-adevăr copiii Lui, ne va atenționa și pe noi așa? Eu cred lucrul acesta. Eu cred că multe biserici care sunt în pragul falimentului, în pragul morții spirituale ca și biserică, ca cea din Apocalipsa, care o știm foarte bine, trec prin asemenea încercări. Vedem oameni omorâți de Dumnezeu în așa fel încât este clar că este judecata lui Dumnezeu. Și tot nu-și dau seama. Vedem păstori care merg și spun răspicat din amvoane că asta este problema. Și tot nu-și dau seama. Care era practica corintenilor? Ce făceau corintenii? Pavel sumarizează concluzia lui despre practica lor în versetul 17. Pavel spune, vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai rău. Asta este sumarizarea lui Pavel despre ceea ce se întâmpla în această biserică. Și identifică Apostolul Pavel câteva probleme care sunt cheie în practica cinei Domnului pentru acești oameni din biserica din Corint. El zice în felul următor. În primul rând, mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Cuvântul folosit de Pavel este schismat. Schismă.
Da? Este un cuvânt care are la bază ideea de a lua ceva care este unitar, care este întreg și a rupe acel lucru, a sfâșia acel lucru. De fapt, această temă a schismei, a sfâșierii, a ruperii unității este o temă centrală în această epistolă. Pavel începe epistola lui cu această temă și Pavel concluzionează epistola lui cu această temă. Întoarceți cu mine în capitolul 1 din 1 Corinteni și priviți la versetul 10, în introducerea epistolei. Vă îndemn, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinare, schismă, schismata între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop. Exista schismata, schismă, dezbinare, separare între ei, la nivel doctrinar și la nivel practic, la nivel de învățătură și la nivel sentimental. Peste tot în Noul Testament vedem că dezbinarea aceasta, schisma aceasta care se produce, este deseori de aceste două naturi. Pe de o parte este o problemă de dragoste, de lipsă de unitate și pe de o parte este o problemă de învățătură, de divergență în teologie. Și în cazul lor era ambele. Mergeți acum la capitolul 12 și priviți la versetul 24 și la 25. În concluzia Apostolului Pavel. Dar Dumnezeu așa a rânduit, a aranjat trupul, dându-o mai mare onoare unui mădular inferior, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să aibă grijă unele de altele. Concluzia epistolei este că Dumnezeu a lucrat trupul lui Hristos, reprezentat prin biserica locală în așa fel, încât fiecare mădular să aibă un rol esențial. Ca să nu existe schismă în biserică. Ca să nu există rupere în biserică. Problema care o adresează Apostolul Pavel este mult mai profundă decât doar diversitatea în gândire sau divergența în teologie. Este și asta, probabil și la Corinteni. Problema care o adresează este o sfâșiere a trupului lui Hristos. Este o rupere a unității bisericii. Și cred că imaginea care Apostolul Pavel ne-o dă este cât se poate de plastică, doar că a fost denaturată de felul în care se vorbește și se predică în ziua de astăzi despre unitatea în trup. Știți, important e ca să fie pace și liniște. Și dacă nu-i pace și liniște, pe dacă nu-i pace și liniște, știi, important e totuși ca să încercăm așa numai să fim civilizați, important asta e cât... Imaginea care Pavel o prezintă despre ceea ce înseamnă lipsa de unitate în trup este una îngrozitoare. Nu trebuie decât să ne gândim la mădularele trupului nostru, la mâinile noastre, la picioarele noastre și să ne imaginăm că ele ar începe de ca să fie smulse de cineva în așa fel încât carnea noastră ar fi sfâșiată. În Evul Mediu, de exemplu, se practica metoda aceasta de tortură. Oamenii erau legați de un dispozitiv, de toate brațele, și un om dădea la o manivelă în așa fel încât să depărteze brațele de corp. Și la un moment dat, puteai ca să auzi cum să sfâșie carnea. Și începea ca omul ca să sângereze de la toate îmbinările lui. Asta este imaginea care o prezintă Apostolul Pavel despre dezbinarea, despre schismă în Biserica lui Hristos. Nu este ceva de luat ușor. Imaginați-vă durerea care o simte Apostolul Pavel din cauza lipsei de unitate. Imaginați-vă sângerarea, oroarea care el și-o închipuie că este prezent în această biserică. Unitatea în trupul lui Hristos este ceva deosebit de important. Pavel, atenție, nu zice că nu pot fi. Ba mai mult spune că ar trebui să fie diferențe și diversitate în gândire. De ce? Ca să se ajungă la concluzia despre ce e bine și ce e rău. Este foarte bine ca în Biserica lui Hristos, chiar în Biserica locală a lui Hristos, să existe divergențe teologice. Și există felul în care pot exista asemenea divergențe încât unitatea să fie păstrată. Încât să nu fie schismă.
Dar la Corinteni nu era așa. Pavel spune că poate ca să fie diversitate. Poate să fie chiar diferență, poate să fie divergență. Doar că acestea trebuie să prezinte în trupul lui Hristos într-un fel care afirmă unitatea trupului în dragoste. Dacă eu cu fratele Iuliu avem o problemă teologică, o diferență teologică, da? Zic pentru că avem mai multe. Dar avem cu toți, să fie foarte clar. El e doar mai vocal, noi doi ne permitem unul cu altul. Există un fel de a avea o divergență teologică, de a avea păreri diferite, care afirmă diversitatea noastră, da? Dar în același timp arată unitatea noastră în Hristos. Există un fel de a vorbi, există un fel de a argumenta, există un fel de a acționa. Oamenii, de exemplu, când aud o discuție între noi, frați, multe ori vocal, pe diferite teme, gălăgioasă pe diferite teme, ca și simpli spectatori care nu înțeleg ce se întâmplă între noi, zic, măi, dar ceva nu-i, ăștia se bat imediat. Fratele Cristi cu fratele Mihai, nu-s de acord pe un subiect. Mihai își ridică tonul, Cristi ripostează, contraatac, da, gata să-i dea o schemă de la karate. Se termină discuția și ne îmbrățișăm. Și suntem veseli. Și ne iubim. Și suntem frați. Și omul așa zice, măi, așa ceva eu n-am văzut în viața mea. Eu n-am văzut doi oameni să aibă păreri așa de diferite pe un subiect. Și unitatea care o au, dragostea care o simt unul pentru altul să nu fie afectat deloc, ba mai mult se pare că se iubesc mai mult. Care e explicația? Cum se poate? Că dacă iei unul de dreapta și de stânga în politică și îi pui să discute, gata să omoare. Și când pleacă de pe scenă, ce fac? Se înjură unul pe altul. În interviuri, la televiziune. A, ăla e un nemernic, ăla e un dobitoc, ăla e așa, ăla e așa. Și cum se întâmplă că creștinii pot avea diversitate, divergență și totuși să există unitate și dragoste? Lucrul ăsta e valabil și între biserici. Biserici adevărate a lui Hristos, care au acești trei piloni nealterați, care predică Evanghelia, care cred în mântuirea doar prin Iisus Hristos, doar prin Harul lui Dumnezeu. Și totuși au diferențe pe teme majore. Și se consideră frați, și se iubesc, și colaborează, și oricând este vorba de a apăra credința creștină, stau pe baricade împreună. Diversitatea și diferența teologică nu distruge unitatea, ci este lipsa de dragoste care distruge unitatea. Dacă Hristos ar fi vrut ca biserica Lui, universal și local vorbind, să aibă o teologie unitară, un statut unitar, cum are cultul baptist, da, la care toți trebuie să adere dacă nu te dau afară, așa mi s-a spus. Dumnezeu ar fi rânduit și lucrat lucrurile ca toate bisericile adevărate din această lume să aibă o singură mărturisire de credință. Cea de la 1689, a baptiștilor, da? Dar nu este așa. În 2000 de ani de istorie există diverse biserici cu diverse înțelesuri pe diferite teme, care totuși se consideră una în Hristos. Imaginea care Pavel ne-o prezintă este una care ar trebui să ne șocheze. Este una care ar trebui să ne înspăimânte. Pavel spune, există nivele de maturitate, există nivele de înțelegere, există divergențe, diferențe. Asta este ok. Dar când se ajunge la dezbinare în sânul bisericii, asta ar trebui să vă înfioare, pentru că este echivalent cu a lua un trup și a-l sfâșia în bucăți. Al doilea rând, Pavel spune, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, să luați cina Domnului. De multe ori acest text, inclusiv de mine, este predicat într-un fel poate incorrect. Și anume, este predicat despre felul în care ei luau cina Domnului. Și cu siguranță și asta era o problemă. Dar Apostolul Pavel spune că problema este mai gravă decât atât. Vă adunați la oaltă și problemele în biserica voastră sunt așa de grave, schizma este așa de mare, lipsa de dragoste este așa de mare, încât nici nu puteți să luați cina Domnului.
Nici n-ajungeți să împliniți actul cinei. Vă nervați unul pe altul, vă mâncați mâncarea care ați adus-o de acasă și plecați acasă nervoși. Așa de gravă e situația. Cu siguranță, poate au existat cazuri, zile în care totuși au luat cina Domnului. Dar Apostolul Pavel atenționează că lucrurile sunt așa de grave încât a ajuns la urechile lui că ei nici măcar nu sunt în stare de dragul lui Hristos să rămână uniți pentru o seară încât să ia cina Domnului. Problema este că cina Domnului nici măcar nu se poate lua în această biserică. Nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte de altul. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Da? Și dacă cina Domnului nu poate fi luată în mod corect, dar în acest caz se întâmpla că nu s-a luat deloc câteodată, biserica este în pericol să nu mai fie biserică. Să punem un pic de context la aceste evenimente din Corinteni. Corintenii luau cina Domnului după o masă de dragoste, sau cel puțin trebuia să fie o masă de dragoste. O masă în care fiecare familie aducea de acasă ceva de mâncare, ceva de băut, da? Și stăteau la această masă de dragoste în care toți împărtășeau tot ceea ce aveau. Cei săraci poate nu aduceau nimic. Cei bogați aduceau mai mult, da? Ideea era să avem totul de obște. Și luau masa împreună, aveau părtășie, se simțeau bine și la un moment dat era actul cinei Domnului în acest cadru. Asta este contextul în care ne aflăm. De altfel, cred că aici corintenii practică bine. Cred că această practică este în linie cu felul în care Domnul Iisus a instituit cina. Dacă deschideți împreună cu mine la Matei 26, veți vedea că cina Domnului a fost instituită exact în contextul acesta. Matei 26 cu versetul 26. În timp ce mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și l-a dat-o ucenicilor zicând. Și ceea ce urmează este instituirea cinei Domnului. Ei stăteau la o masă de dragoste, în cazul acesta o masă pascală, și Domnul Iisus Hristos în acest cadru de părtășie, frățească, în acest cadru de părtășie în care se mânca, a instituit cina Domnului. Și corintenii făceau același lucru. Corintenii se întâlneau cu toți, probabil într-o locație alesă de ei, nu este sigur, este mai puțin probabil că aveau o clădire dedicată ca așa noastră, poate se întâlneau din casă în casă, poate că închireau undeva un spațiu, nu știm, dar se stabilea un loc și fiecare aducea de acasă ceva ca să împărtășească cu toți. Și la un moment dat, în acea părtășie frățească, era actul cinei Domnului. Doar că ei nu mai ajungeau la acel act. Lucrurile se deteriorau și nu mai ajungeau la acel act. Cred că este în linie și cu ceea ce vedem că se practica în Biserica Apostolilor de la Ierusalim. Dacă mergem în Fapte 2, ieri am fost cu fratele Andrei la Timișoara și cineva îmi punea întrebarea dacă Biserica Primară de fapt practica cina Domnului doar o dată pe an, pentru că Domnul Iisus Hristos instituie cina Domnului în cadrul Paștelor și cumva cina Domnului ar înlocui Paștele. Și atunci ar fi practicat ca și o sărbătoare anuală. Și se atragea atenția că sintagma de frângere a pâinii este folosită ca să însemne pur și simplu și a mânca doar cu cineva. Și nu este neapărat că cei de la Ierusalim stăruiau în frângerea pâinii, în sensul în cina Domnului, în mod frecvent. Probabil că o sărbătorea doar o dată pe an, dar nu cred că este așa. Priviți ceea ce ne spune Luca în Fapte capitolul 2, de la versetul 42, despre practica bisericii primare. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, da? Evanghelia era prezent, da? În părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate de obște, toate în comun. Își vindeau proprietățile și averile, iar banii împărțeau între ei după cum avea nevoie fiecare. Apropo, Petru și apostolii hotăreau cine ce avea nevoie. Să nu credeți că era așa ceva, frate, eu am nevoie de 50.000 de euro. Nu. Nu așa era. Da? Petru și apostolii ziceau, măi, uite, avem văduvele astea care nu au,
de mâncare, trebuie să facem o listă pentru văduve și să punem niște diaconi care să slujească așa. Avem bătrânii ăștia care nu sunt ajutorați, trebuie să fie o listă pentru bătrâni și trebuie să fie un diacon sau mai mult diacon pentru așa ceva, da? Și toți veneau și își dădeau resursele la biserică și biserica, sub conducerea apostolilor și sub slujirea diaconilor, serveau nevoile tuturor. Asta este principiul și organizarea bisericii din primul veac. Nu era pus toate așa undeva în mijlocul bisericii, un sac de bani și fiecare mergea și lua cât avea nevoie și pentru că fiecare era foarte duhovnicesc, nimeni nu lua mai mult decât era nevoie. Nici vorbă de așa ceva. Și în biserica primară erau ispite, erau oameni care cădeau în păcat, nu trebuie să mergem mai departe decât Anania și Safira, da? Să vedem că păcatul putea ca să momească și oameni care stăteau în prezența apostolilor. Cum au fost momiți de păcat oameni care au stat 3 ani jumate în prezența lui Hristos. Și apostolii au fost rânduită foarte bine problema organizării bisericii. Ca și o paranteză așa, își vândeau proprietățile și averile, iar banii împărtășeau între ei după cum avea nevoie fiecare. În fiecare zi continuau să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâinea acasă, da? Acum mi se pare că e un alt fel de frângere de pâine. Frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie și simplitate a inimii, îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoința din partea întregului popor și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce cred că se întâmplă aici este foarte simplu. Ceea ce ne arată Luca despre biserica primară este că oamenii aceștia erau într-o părtășie constantă. Mâncau împreună acasă, da? Se întâlneau în grupuri la ei acasă, probabil că și luau cina împreună de multe ori în casele oamenilor, chiar dacă era o biserică foarte mare, mii și mii de oameni, nu se puteau poate întâlni toți în același timp, în același loc, și se întâlneau împreună toți la oaltă și la templu. Și acolo ce făceau? Din nou vedem că frângeau pâinea și acolo. Aveau părtășie frățească prin a mânca pâine și mere și pere și a se simți bine împreună și aveau părtășie frățească și prin cina Domnului. Erau într-o părtășie constantă acești oameni. În schimb, la Corint, starea lor este foarte imatură. Foarte imatură. Încât se întâlneau pentru această părtășie, o părtășie într-o masă de dragoste, o părtășie care trebuia să se concluzioneze cu cina Domnului sărbătorită și începeau certuri între ei. Începeau să certe despre cine e mai important, despre cine are mai multe daruri, despre cine au dus mai mult pentru cina Domnului. Păi eu am adus 4 chifle. Tu n-ai adus nimică, tu de ce vrei ca să mănânci? În loc să aibă totul în comun, ca cei din Fapte 2, în loc ca să fie într-o părtășie și într-o unitate totală, ei erau imaturi. Se certau, se dezbinau, nu vreau să împărtășească hrana unii cu alții și până la urmă nu se mai putea ajunge la cina Domnului. Se frustrau, firia îi căra pe val și ziceau, știi ce, gata, am terminat, îmi duc acasă. Nu mă. Dacă ție nu-ți convine cum zic eu sau dacă ție nu-ți convine teoria mea sau dacă tu n-ai adus nimic astăzi pentru că n-ai luat salarul, și eu am adus mai mult, nu, eu nu împărtășesc cu tine și am plecat acasă. Și nu mai ajungeau să ia cina Domnului. Așa de imaturi erau. Să ne închipuim, da? În schimb, teologia corintenilor, zice Apostolul Pavel, că este una bună. Că ei știu care este teologia despre cina Domnului, pentru că la începutul capitolului vedem că ei sunt conștienți, ei sunt învățați despre lucrul acesta. Pavel le atrage atenție la faptul că acest comportament al lor este total inconsecvent cu teologia lor, care au învățat-o chiar de la Apostolul Pavel. Și în versetul 23 le amintește acest lucru și spune în felul următor, că ce am primit de la Domnul, ce urmează să vă învăț? Asta scrie. Nu. Ce v-am învățat? Da? Apostolul Pavel spune, atenție, sunt nevoit să vă repet ce v-am învățat deja. Voi știți lucrurile acestea, doar că nu le practicați. Nu le practicați, da? Deci ei au fost învățați deja de Apostolul Pavel pe acest subiect și este evident prin felul în care Pavel se adresează la timpul trecut învățat
Și după aia vine și spune specific ce ai învățat. Și anume, este cât se poate de clar că el atrage atenția asupra unei învățături care deja o cunoșteau foarte bine. Și acum, teologia lui Pavel, care le-a predat-o când era împreună cu ei, care ei o știau, poate chiar o propovăduiau în mijlocul lor, cu siguranță că o propovăduiau în mijlocul lor, este sumarizată de Apostolul Pavel pentru ei doar în câteva versete. Da? Și Apostolul Pavel se folosește de două citate din partea Domnului Iisus Hristos, care le învălește într-un pic de comentariu ca ei să înțeleagă clar aplicația doctrinei despre cina Domnului în cazul lor. Asta este tot tratatul. Două citate a Domnului Iisus Hristos de la instaurarea cinei și puțin comentariu ca ei să înțeleagă starea în care se află și cum doctrina cinei Domnului trebuie să se aplice lor. Da? În primul rând le spune Apostolul Pavel, folosind aceste două citate, că cina Domnului este despre Domnul Iisus. El este obiectul cinei. El este scopul cinei. Și citează pe Domnul Iisus Hristos care învață același lucru. Versul 24 spune în felul următor. Luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Da? Spre amintirea Domnului Iisus Hristos. El este obiectul cinei. El este cina noastră. Este trupul lui și sângele lui care ne mântuie. Asta sărbătorim, da? El este Paștele nostru. După aia spune, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Și din nou, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Scopul cinei Domnului este să ne amintească despre Iisus Hristos. Scopul cinei Domnului este ca să ne pună în părtășie cu Iisus Hristos și cu toate mădularele din trupul Lui. Cina Domnului este în primul rând, pentru și despre Domnul nostru Iisus Hristos. Nu despre noi în primul rând. Nici măcar despre Biserica Sfânta Treime în primul rând. Este despre Domnul nostru Iisus Hristos. Noi facem lucrul acesta pentru că El ne-a poruncit și îl facem spre pomenirea Lui, spre amintirea Lui, spre vestirea Lui, spre comemorarea Lui, spre închinarea Lui. El este obiectul și El este scopul sărbătoririi cinei Domnului. În al doilea rând, într-adevăr, cina este pentru cei credincioși. Cina este pentru cei credincioși. Este un instrument al Harului. Pentru noi cei care participăm. Cina nu este un ritual sec. Nu este ceva legalistic. Nu este ceva care facem pentru că Dumnezeu ne-a poruncit, dar noi nu derivăm niciun beneficiu. Nu. Este pentru cei credincioși. Și Domnul Iisus Hristos identifică aceasta ca unul dintre motivele principale pentru care a instaurat cina Domnului ca un act repetat pentru biserica sa. Și anume să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, adică spre amintirea mea. Cum a mergeți cu mine în camera de sus, unde ne aflăm și în ciclul nostru în Ioan, și știm că Domnul Iisus Hristos este împreună cu ucenicii săi, știm că urmează în doar câteva clipe ca să fie răstignit, știm că urmează ca să părăsească acest pământ și să meargă înapoi la Tatăl, urmează să-i părăsească în scurt timp, și știm că Domnul Iisus Hristos ne spune... că i-a iubit, Ioan ne spune despre Domnul Iisus Hristos că i-a iubit pe ai săi care erau în lume. Interesantă sintagmă. Ioan 13 se concluzionează în Ioan 17. De parcă Ioan și Domnul Iisus nu sunt destul de expliciți la sfârșitul rugăciunii Domnului Iisus Hristos, când el spune că se roagă ca toți cei care sunt ai lui să nu fie pierduți, și după aia clarifică și zice... Nu mă rog doar pentru ucenici, da? Ci pentru toți care sunt ai mei, ca ei să fie una. Și vedeți că în Ioan 13, capitolul începe în exact aceeași metodă. Domnul Iisus Hristos iubea pe toți ai săi care erau în lume și i-a iubit până la capăt. Faptul că actul cinei Domnului este instaurat doar cu ucenicii și faptul că rugăciunea de marele preot a Domnului Iisus Hristos din Ioan, de la sfârșitul lui Ioan, se petrece doar cu ucenici, nu înseamnă că este valabilă doar pentru ucenici. Da? Acestea sunt instituții și rugăciunea Domnului Iisus Hristos care sunt valabile pentru fiecare credincios.
cina Domnului este pentru fiecare credincios. Mijlocirea Domnului Iisus Hristos ca și preotul nostru este pentru fiecare credincios. Orice om care încearcă să ne spună că siguranța care Domnul Iisus Hristos o dă prin rugăciunea sa la sfârșitul cărții din Ioan, da, este doar pentru ucenici, ar trebui prin aceeași hermeneutică să spună că cina Domnului este doar pentru ucenici. Este o aberație. Este o copilărie teologică. Nimeni n-ar încerca să apere acest lucru decât cei necunoscători și neînvățați. Cum zice Petru, care răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Cina Domnului este instituită de Domnul Iisus Hristos în acest context. Este instituită știind că El urmează să-i părăsească și este instituită spre amintirea Lui, dar spre beneficiul lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos știe că noi vom avea nevoie de o amintire constantă despre jertfa și părtășia și unitatea care avem în El. El știe că pentru o perioadă suntem lăsați, trimiși în această lume ca miei, ca oile la lupi și avem nevoie ca tot timpul în mintea noastră, în sufletul nostru, să ne aducem aminte. El a murit pentru noi. El și-a vărsat sângele pentru noi. Ba mai mult, El a înviat pentru noi și este la mâna dreaptă a Tatălui și El mijlocește pentru mine și nimic nu mă poate separa din mâna Lui. Și am nevoie ca să-mi amintesc lucrul acesta. În fiecare zi, în fiecare miercuri seara, în fiecare duminică și de fiecare dată când vin la cina Domnului în mod deosebit, sunt amintit de lucrul acesta. Asta este scopul. Ca eu să fiu întărit, ca eu să simt într-un mod tainic, într-un mod special, o părtășie și o unitate împreună cu frații mei și împreună cu Hristos. Nu este doar să-mi împlinesc datoria de a vesti în amintirea Domnului Iisus Hristos. Da, este și asta. Dar este spre beneficiul meu, a credinciosului. În al treilea rând, cina Domnului este și pentru cei necredincioși. Tot ceea ce face biserica este și pentru cei necredincioși. Câteodată este spre osânda lor, pentru că va sluji ca o mărturie atunci când vor fi judecați. Și câteodată este un instrument al lui Dumnezeu prin care sunt aduși din necredința lor și sunt aduși la viață. Apostolul Pavel ne arată că cina este mai mult decât doar o amintire a lui Hristos în cadrul bisericii. Nu doar asta este scopul. Cina Domnului, ne spune Apostolul Pavel, este o vestire a lui Hristos din partea bisericii înspre exterior. Noi vestim într-adevăr și ne amintim de moartea și de învierea Domnului Iisus Hristos în cadrul trupului lui Hristos. Dar când facem asta, prin predicare, prin cântare, prin tot ceea ce facem în orașul acesta, prin cina Domnului, prin evangelizare personală, noi căutăm ca să vestim mesajul vieții, morții și învierii Domnului Iisus Hristos din biserică în afara bisericii. Apostolul Pavel spune în versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Da? De aceea, a lua cina într-un chip nevrednic, a lua cina fără cercetare de sine, a lua cina atunci când nu există unitate, sau a nu lua cina pentru că nu există unitate. Adică a spune una cu buzele, cum făceau ei, în teologia lor despre moartea Domnului Iisus Hristos, și a face alta cu viața ta, este egal cu a proclama erezii. Când cina nu este luată într-un chip cuvincios, când biserica nu este unită, când nu există dragoste, și oamenii privesc la noi că luăm cina și facem pe îngerași, dar pe la spate ne bârfim, da? Pe la spate ne trădăm, ne înjurăm, ne săpăm. Care este mesajul? Ce spune despre jertfa Domnului Iisus Hristos? Ce mesaj transmite despre jertfa Domnului Iisus Hristos? Este egal cu a arunca în amvon și a spune prostii. Mai mult poate anulează toate lucrurile bune care spune spuse din amvoanele unor biserici. Corintenii trăiau într-o ipocrizie crasă. Ceea ce făceau în viața lor, nu doar la cina Domnului, nu corespundea deloc cu ceea ce ziceau că cred. Practica lor
și teologia lor erau total opuse. Biserica modernă, evanghelică cel puțin, s-a mai civilizat un pic. Noi suntem în stare să luăm cina chiar dacă trăim în aceeași ipocrizie. Noi suntem în stare să luăm cina Domnului chiar dacă nu există unitate în trup. Noi suntem în stare să nu ne certăm de la mâncare, că oricum toți avem prea mult. Sau dacă nu am putea ca să nu ne certăm, găsim variante. Nu mai ținem mese de dragoste. Multe biserici nu mai țin masă de dragoste. Sau și noi ne-am deșteptat un pic, o ținem după. Un test așa simplu. Imaginați-vă că n-am ține cina acum. Ar veni pizza, ar veni sucurile, ar începe atmosfera de bunăstare, ar începe discuțiile, ar începe câte o bârfă și se mai întâmplă și la noi, nu? Chiar în părtășia frățească se mai întâmplă, că povestim chestii care poate, nu că n-au loc numai în clădirea bisericii, n-au loc în familii creștine. Imaginați-vă că atunci, când suntem în toi, suntem în plinul activității de părtășie, m-aș ridica și a spune, ok, fraților, acum să luăm cina Domnului, acum, în momentul ăsta. Cum v-a simțit? Tocmai ai zis o glumă proastă? Tocmai ai criticat pe nu știu cine? Tocmai ai făcut o ironie despre un frate? Cum te-ai simțit? Dar am găsit varianta. Avem o oră și jumătate înainte, unde suntem foarte smeriți, foarte cuminți, foarte așa. Da? Luăm cina Domnului, ne facem că suntem uniți, ne facem că totul e bine și după aia ne vedem de treburile noastre. După aia încep tot felul de discuții, după aia încep tot felul. Am realizat o cosmetizare. Dar să nu credeți că suntem scutiți de problemele care ele aveau. Poate nu la același nivel, dar sunt prezente. Cina este o proclamare a vieții și a morții Domnului Iisus Hristos. În primul rând pentru tine, personal. Când iei cina Domnului, proclami că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine. Confruntarea pentru tine în seara aceasta este dacă să văd efectele ale acelei jertfe în viața ta și în viața mea. Dacă nu se văd, trăim în aceeași ipocrizie ca și cei din Corint. Spunem una și facem alta. Și cina Domnului nu mai are nicio valoare, ba mai mult este spre o sânda noastră. Cina este o proclamare a unității care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta nu înseamnă doar că ne iubim unii pe alții sau ne placem unii pe alții. Asta înseamnă că înțelegem că suntem într-un mod deosebit, una în trupul său. Adică suntem mântuiți împreună. Îmi place așa de mult cum în Iuda 3:3 se pune în felul următor. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Noua traducere traduce mântuirea pe care o împărtășim împreună. Este așa că atunci când două persoane împărtășesc ceva important împreună, să creează o legătură, o unitate. Când împărtășești într-o căsnicie un copil împreună. Ce legătură puternică. Noi împărtășim mântuirea în Hristos împreună. Eu și cu tine. Tu și cu fratele care stă de lângă tine. Aveți o mântuire de obște. Dumnezeu te-a mântuit pe tine în mod personal, dar nu te-a mântuit singur. Te-a mântuit împreună cu toate mădularele din trupul lui Hristos. Dar întrebarea este, există într-adevăr unitate între noi? Suntem una? Sau vestim de pe buzele noastre un mesaj al unității? Și mimăm cina Domnului ca după aia să dăm dovadă că suntem niște ipocriți. Cina Domnului este o proclamare a dragostei lui Hristos pentru noi, pentru biserica sa. El ne-a iubit și ne iubește până la capăt. Dar noi ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos? Ne iubim până la capăt? Ne iubim din toată inima? Ne iubim sacrificial? Cina Domnului este mai mult decât un ritual sau un obicei. Este mai profund, este mai puternic, este ceva la care Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt prezenți cu noi. Într-un mod real, dar invizibil.
Este un act al bisericii despre care Dumnezeu este deosebit de interesat. Dacă ar fi doar așa o chestie opțională, cu siguranță Dumnezeu nu ar arăta un asemenea interes. Pavel spune în versetul 27, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Așa de multe ori am auzit cuvintele astea că le știm pe de rost și nu știm ce înseamnă. Vindecina Domnului. Ok. Iar o să-mi zică fratele Mihai că fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ok, bun. Hai să stau 2 minute. Gata, m-am cercetat. Dacă mă întreabă dacă m-am cercetat, pot să-i zic că m-am cercetat. Pavel vorbește că te faci vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos și tu crezi că e doar ceva de a bifa pe o listă de chestii de făcut ca la job? Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Eu cred că Pavel se adresează la 2 categorii de oameni care este posibil să fie prezente chiar și în biserica noastră. Cred că Pavel, în concluzia argumentului său, dă acest avertisment și îl adresează la 2 categorii care cu siguranță sunt prezente în fiecare biserică. În primul rând, cred că se adresează celor amăgiți. Celor care cred că cred. Celor care cred că dacă vin la biserică, dacă iau cina Domnului, dacă fac ritualele, când ajung în cer, vă spune, Doamne, eu am fost tot timpul prezent la cina Domnului, eu m-am cercetat, cum i-a zis fratele Mihai, eu am băut din vin, am mâncat din pâine, lasă-mă în cer. Și Apostolul Pavel cred că le zice acestor oameni, acestor amăgiți, că în mod real și ironic își beau osânda lor. Cum? Vin și mimează mesajul Evangheliei prin cina Domnului, recunoscând că ei sunt în deplină cunoștință despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Ei știu ce este mântuirea. Ei știu de unde vine mântuirea. Ei știu mesajul Evangheliei. Dar ei nu aparțin lui Hristos. Și viața lor dovedește acest lucru. Trăiesc în această ipocrizie crasă, în care vestesc una cu buzele, vestesc una în biserică, prin ritualele lor, dar viața lor nu este una cu roada Duhului Sfânt. Viața lor nu este una de dragoste, de unitate în trupul lui Hristos. Și ei se osândesc singuri. Ei când ajung în fața judecătorului, în ziua de pe urmă, nu vor putea spune, eu n-am știut. Ai participat la cina Domnului de câte ori? Ai mărturisit că știi ce să petreci acolo? Ai mărturisit că ești părtaș la trupul și la sângele Domnului Iisus Hristos? Și totuși nu ești al lui Hristos. N-ai trăit pentru Hristos. Ca tare nu te poți dezvinovăți. Și Pavel spune, acești oameni își beau osânda singuri. Dovedesc că nu sunt al lui Hristos și dovedesc că sunt în deplină cunoștință a mesajului Evangheliei. Al doilea rând, cred că se adresează credincioșilor adevărați, dar imaturi. Sau poate răzvrătiți, care trec printr-o perioadă de dificultate spirituală. Subliniez, vorbim de credincioși adevărați, dar care sunt într-o stare de imaturitate spirituală. Sau într-o stare de cădere în păcat temporar. Și acești oameni, zice Apostolul Pavel, invită judecata lui Dumnezeu. Invită corectarea lui Dumnezeu asupra lor. Atunci când iau cina Domnului în această stare. Pentru că ei desconsideră jertfa Domnului Iisus Hristos. Versetul 30. Din pricina aceasta. Din pricina că sunt oameni în mijlocul vostru. Care știu mesajul Evangheliei, care cred mesajul Evangheliei, dar care nu se pocăiesc de starea în care se află. Și vin la cina Domnului și fac dezbinări și proclamă acest mesaj de ipocrizie. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Pavel zice, când vii ca și un copil al lui Dumnezeu și ești în mod intenționat, ipocrit pe față, dacă poate fi ipocrit pe față, dar într-un fel ipocrit pe față, da? În actul cinei Domnului inviți judecata și corectarea și pedeapsa Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu în viața ta. Asta faci, da? Și Pavel ne explică
că această judecată despre care această judecată despre care vorbește nu este spre o sânda noastră finală, ci este un har de la Dumnezeu. Este un har de la Dumnezeu. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Provocarea este așa de clară, este așa de simplă. Privește în viața ta. Vezi unde practica ta l-a făcut mincinos pe Dumnezeu. Vezi unde ești ipocrit în practica ta față de teologia ta. Vezi unde ai trăit ca și un ipocrit. Vezi unde ai proclamat prin acțiunile tale, prin viața ta, schismă față de trupul lui Hristos, schismă față de învățăturile lui Hristos, schismă față de răscumpărarea care o ai în Hristos. Vezi unde ai fost ipocrit în relațiile tale cu frații tăi. Vezi unde acțiunile tale au mers împotrivă Evangheliei care o provăduiești. Și realizează că s-ar putea să te afli sub judecata lui Dumnezeu pentru corectarea ta. Că poate o dată, de două, de trei ori, de patru ori, de un an de zile, de doi ani de zile, trăiești într-o stare de ipocrizie și vii și iei cina Domnului. Și tot întreb, de ce atâta necaz în viața mea? De ce atâta osândă în viața mea? De ce nu termină Dumnezeu cu mine? Pentru că îl faci mincinos. Vii și proclami că ești răscumpărat prin sângele Lui, prin trupul Lui, prin jertfa Lui. Și trăiești precum ai fi a satanei. Și dacă ești ai Lui, El nu te lasă așa. Mai repede te omoară decât să te lase să-L faci mincinos. Mai repede îți dă o boală, mai repede îți omoară copiii, mai repede dă cu tine de pământ. Dacă ești ai Lui. Decât să lase să vii lună după lună și să-L faci mincinos luând cina Domnului într-un chip nepotrivit. Ce este de făcut? Ce este de făcut pentru cei de la Corint și ce este de făcut pentru noi dacă ne aflăm în această stare? Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Soluția este așa de simplă, aproape pare banală. Mai mult, problema pentru voi este lipsa de dragoste. Unul între altul. Asta e problema. Nu vă așteptați unul pe altul, nu vă considerați mai importanți unul pe altul. Trebuie rezolvată problema, zice Pavel. Atât trebuie făcut. Nu trebuie altă teologie, nu trebuie altă filosofie, nu trebuie alte studii biblice pe tema asta. Trebuie rezolvată problema. Trebuie eradicat păcatul. Da? În cazul corintenilor era problema dezbinării și a lipsei de dragoste. În cazul nostru poate fi total altceva. Soluția este aceeași. Păcatul trebuie eradicat. Păcatul trebuie anihilat. Păcatul trebuie șters din viața noastră și din viața bisericii, iar apoi trebuie luată cina Domnului. Într-un chip vrednic. Într-un chip care onorează pe Dumnezeu. Într-un chip în care practica noastră este în linie cu teologia noastră. Dacă în această seară te afli în această stare, în următoarele momente, după ce vom avea un moment de rugăciune în care ne vom mărturisi păcatul, în care vom cere milă și har din partea lui Dumnezeu, vei fi foarte, foarte tentat de dragul ochilor altora să iei cina într-un chip nevrednic. Tot mesajul care l-ai ascultat, o oră dacă a predicat, nici nu știu că a predicat, Satana te va tenta și va spune, acum cum să nu iei cina de data asta? Dar dacă ești în situația asta, cred că este mai bine să nu iei cina seara aceasta. Să folosești timpul până la următoarea cinei Domnului ca să te cercetezi cu adevărat. Să elimini într-adevăr păcatul din viața ta. Ipocrizia care proclamă altceva decât ceea ce vrei să proclami în această seară. Și să vii cu o inimă și cu o viață curățită înapoi la masa Domnului. Poate nu ești în starea aceasta. Fiecare trebuie să se cerceteze singur. Poate că doar realizezi că n-ai luat cu destulă seriozitate până acum.
ce ar trebui să ne cerem iertare. Și să luăm cina și să reafirmăm iertarea care avem în Hristos. În orice caz, vreau să vă las doar cu acest gând. Noi nu ne jucăm aici de a cina Domnului și de a biserică. Noi nu facem ritualuri seci și fără noimă și fără putere. Noi stăm în părtășie ca și trupul lui Hristos, uniți în mod tainic cu Mântuitorul nostru prin acest act care El l-a rânduit pentru biserica sa. Îmi doresc ca să cunoști, pe de o parte, responsabilitatea cinei Domnului cu adevărat și, pe de altă parte, bucuria deosebită care vine de la acest act. Îmi doresc ca să existe pocăința adevărată acolo în viața ta, în elementele vieții tale în care n-a existat până acum și în viața mea. Pe rând îmi predic mie. Îmi doresc ca biserica noastră să proclame moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos prin tot ceea ce face. Prin predicare, prin cântare, prin rugăciune, prin teologia noastră, prin vestirea Lui, prin cina Domnului. Și trebuie să veghem, trebuie să ne luptăm cu păcatul, trebuie să fim ancorați în învățăturile Scripturii și trebuie să trăim în învățătura Scripturii. Amin? Amin.